Bună dimineața, prieteni! Neața! Prieteni, suntem la micul dejun, suntem și noi obosiți după seară. Uitați-vă pe pintea. Ce servești pintea acolo? O ciorbă de asta. De care? De curcan. De curcan? Aoleu! Trebuie să vină și Mihaela cu Emi, au și ei de aici mâncarea. Așteptăm să vină prieteni și după aia plecăm pe munte. După ce mâncăm. A venit și mie mâncarea, prieteni, și lupintea. A venit și Mihaela. Vă așteptam. Haideți la masă. Hai. Prieteni, uitați ce frumusețe aici de zăpadă. Ia uite. Ia. Suntem la altă părție. Doamne. Mergem la telegondolă. Dar eram sus pe munte, n-am filmat. Trebuie să filmez acolo cum arăta de frumos. Doamne. Am văzut un câine. Un câine cu covrig în coadă. Nu? E adevărat. Hai să ajungem, prieteni, și revenim. Deci, prieteni, bate vântul tare. Ia uitați. Mergem la telegondolă. Hai că revenim de acolo. Mamă, ce frumos e. Pintea, ce faci, frate? Prieteni, nu ne mai dăgănuit. Am crezut că e telecabină, da. De-aia e telescaun. Și murim aici. Dar să ne mai dăm acolo. Ce frig e. Doamne, fete. Mamă, ce frig este. Salutare, prieteni. De fapt, bună dimineața. Prieteni, am plecat de la munte și noi. Și sunt cu Miha pe spate. Doarme. Uitați-o. Cred că nu știu de seama că filmăm, în fine. Și acum am ajuns la Horezul. O să mergem la biserică, la mănăstire de fapt, la Sfântul Grigorie. Știți că am mai fost noi mereu unde vin toți țiganii noștri, să zic așa, pe 8 septembrie, la sărbătoarea de Sfânta Maria. E ziua țiganilor, sau cum se spune. Bine, nu este acum. Dar noi că tot, cu ocazia că suntem pe aici, o să mergem la mănăstire acolo să filmăm, să vă arătăm și vouă. Și acum am oprit cu pintea să cumpere suc ceva. Ne-am trezit de dimineață, cum ne place nouă. Da, prieteni, o să ajungem la mănăstire acolo, o să filmăm. Și când o să ajungem acasă la Pitești, o să mai discutăm mai multe. Că avem multe de discutat, dar nu le-am discutat până acum, pentru că na, a fost revelion, am zis să evităm. Da, o să discutăm tot ce vreți voi și o să vă răspundem la toate întrebările, că am primit foarte multe comentarii legate de multe subiecte. Haideți că o să revenim de la mănăstire. Vă pup! Uite, prieteni, am fost la biserică. Carine, ce? Că la biserica asta am fost cu Leo. Parcă, dar cu patroana am fost iară. Nu, cu Leo și cu patroana. Da. Aici. Am fost prieten la Sfântul Grigorie. Ce credeai că este icoană. De ei? Doamne ajută să ne ajute pe toți și pe noi și pe voi. Uitați pe pinte, am fost, ne-am rugat la Sfânt și am ieșit afară. Încă este slujba, am aprins niște lumânări. O să mergem înapoi. Pintea, ce faci? Salut, Doamne ajută. Doamne ajută. Haideți că revenim, prieteni. Este foarte frumos aici și liniște. Prietenii? Nu știu dacă știți, cine știe, cine a fost pe ei, să ne lase comentarii. Este foarte frumos, noi venim oricum în fiecare an. Doamne ajută, mulțumim! Că nu de cameră pintea. Nici de ecran, așa? Te rog eu. Prieteni, bine, nu știu să mai filmeze. Prieteni, chiar mă bucur că am ajuns aici. Pe bune, am plecat de la munte și parcă m-a chemat ceva să vin aici. Pe bune vorbesc. Dar chiar bine că am ajuns, noi mereu, de oriunde mergem, ne place să mergem la câte o biserică. Dar aici am mai fost și cu patrona și cu Leo și chiar era important să venim. Chiar e, Sfântul Grigorie ne-a ajutat mereu.
și pe noi și pe tată, familia noastră. Doamne ajută, prieteni, și vouă. Mai revenim de pe drum, revenim și la Pitești. Doamne ajută să fiți și voi sănătoși și noi. Uitați, v-am mai arătat icoana cu Sfântul Grigorie. Să vă ajute la toată lumea. Prieteni, uitați! Și l-am găsit. Lasă-l în bord. Davidelule. Ia de pinte. Acolo sus, nu știu cum, că nu se vede. Este o peșteră. Hai să mergem. Gata, prieteni, am ajuns acasă. Tași pintea cu Cristi Marin, ți-e dor de el? Da. Prieteni, am ajuns la Pitești. Ce? Prieteni, chiar a fost mișto la munte, ne-a plăcut. La toți, și lui David, și lui Mihaela, și lui Pintea, și lui Emi, și mie, și... Na. Acum a fost ok, prieteni. Am fost și pe această cale vreau să transmit la mulți ani tuturor. Deci, prieteni, chiar a fost frumos. Ne-am dat cu Sania. Bine, adevărul e că pentru noi, deci, prieteni, chiar a fost greu. Datul cu Sania. La coborâre a fost mișto, dar când trebuia să urcăm dealul, să ne mai dăm o dată cu Sania, cum a fost Mihaela? Chiar atunci chiar nu mai era mișto. Da, a fost foarte greu. Eu am dat cu Alin că mi-a fost frică să... Am chinuit la munte. Serios. Deci pentru mine a fost chiar greu, prieteni. Pe bune, vedeți, nu suntem obișnuiți cu sportul, nu Mihaela? Da, da, așa trebuie mișcare. Păi da, trebuie să faci mișcare. De ce nu alergi pe aici prin pădure dimineața? Dacă nu am cu cine? Singură. Că mi-am încă urși. Da. Da. Da, prieteni, important este că na, a fost ok. Bine că am găsit cazare și masă de Revelion. Că știți că am plecat pe 31 în ultimul moment, în acea zi am luat. Dar știți cum e, când vrei cu adevărat și așa, găsești loc pe unde să mergi. Miha este la masă cu David. Vrei să te arăt la prieteni, să te vadă și pe tine? Hai. Ia uitați ce fac. Deci, prieteni, am făcut repede așa, pe fugă, niște cartofi și niște ouă, să mănânce David repede. Și mai târziu o să gătim ceva mai așa, da, că am fost la biserică. De casă. Da, acum nu avem somn. Te duc să-mi văd și mie suc. Stai că mă sună ăștia de la Kaufland. Gata, prieteni. Davide, salută, prieteni, aici că închidem vlogul. Este cam scurt vlogulețul ăsta, vă arătăm câte o bucățică așa din toate, prieteni. Până ne... De la munte, de la biserică, de acasă. Până ne stabilim și noi la loc. Și de seară revenim în forță. Da. Până desfaceți noi bagajele, oboseala, știți? Dar așa revenim noi după program. Da, prieteni, revenim cu vlog pe canalul Leo de la Strehaia. Cu vlog poate și pe canalul Alin de la Strehaia, afară de acesta. Și cu siguranță poate o să facem și un live ca să discutăm, că aveți foarte multe întrebări pentru noi și să vă răspundem la ele. Prieteni, noi până atunci o să ne despachetăm și noi bagajele. Vă pupăm, vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă urăm la mulți ani tuturor. La mulți ani, vă pupăm. Vă pupăm.